Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o nouă etalare în trei variante pentru a răspunde la întrebarea dacă te iubește partenerul, partenera. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. De data aceasta am folosit trei pachete de tarot, așadar alegeți-vă varianta pachetului cu care voi rezonați. Primul este tarotul egiptean, tarotul lui Nefertiti, al doilea pachet este tarotul Visconti, tarotul de aur, și al treilea este tarotul egiptean și are piatra verde, deci piatra albă prima, a doua piatra roz, a treia piatra verde. Și să vedem ce sentimente are pentru voi partenerul, partenera, dacă vă iubește. O să dau la o parte două dintre variante și o să păstrez varianta pietrei albe, tarotul lui Nefertiti, care este tot un tarot egiptean. Și să vedem așadar dacă partenerul, partenera te iubește, da? Deci asta este întrebarea, să vedem sentimentele. Se grăbește, se grăbesc niște vești la voi, deci așteptați-vă la niște vești. Ceva rapid care vine pe neașteptate sau niște drumuri poate care trebuie făcute, niște decizii care trebuie luate. Apar niște vești, să știți, da? Deci foarte curând apar vești la voi. Poate chiar o împăcare pentru unii, refacerea unei relații sau auziți de vreo reușită, vi se dă dreptate într-o situație, se face dreptate într-o situație, vă poate fi chiar împăcare. În ce simte pentru voi? Regele de cupe mi-a ieșit mie aici. O persoană serioasă, o persoană generoasă, o persoană care are multe talente, calități, care vrea să studieze, să învețe, să se ocupe serios de o relație, de ceva, de cineva. Să vedem ce se întâmplă. În prezent, deci ce este pentru ca această relație să vă iubească, este vorba despre condiția de femeie. Poate voi ca femeie, aici mi-a apărut un papesa, deci dacă sunteți femei, sau o femeie este pentru ca să vă iubească. Deci fie voi ca femeie, ori o femeie poate să fie cealaltă persoană, este ca să vă iubească. Își dorește să vă iubească, sau e vorba de mamă, da, își dorește să fiți iubiți, da, este de partea voastră, sau răbdarea și înțelepciunea voastră, cunoașterea voastră, cunoașterea că vă cunoașteți bine unul pe altul, că sunteți într-o relație de lungă durată, poate și acest lucru, împotriva voastră, împotriva care să vă iubească, aici mi-apare un tânăr de spade. Poate să fie vorba și de o persoană, un hoț, cineva care vă urmărește, un spion, e cineva care e împotrivă, e cineva care, sau e un tânăr, sau condiția sa de tânăr, să vedem ce îmi spun cărțile. Ceea ce se întâmplă în prezent, aici mi-a apărut stelele în poziție răsturnată, este o lipsă de armonie, poate, și o distanțare, poate, sau nu este, nu e soartă, poate să fie și acest lucru. Deci nu este soartă pentru că stelele nu vă sunt favorabile să vă iubească, da? Este foarte posibil și acest lucru. Pentru că nu e soarta voastră. Pentru ca să vă iubească, poate să fie vorba și de un ritual, o magie, poate să fie vorba și de acest lucru. Ca să vă iubească, este poate voi ați făcut un ritual sau cineva a făcut un ritual pentru a avea parte de dragoste, voi, spre exemplu, sau cealaltă persoană să vă iubească, cine știe. Nu puteți să știți ce s-a întâmplat. Aici mi apare această situație sau faptul că sunteți mamă, soție, că aveți copii, că aveți o anumită cunoaștere, o anumită vârstă, o anumită înțelepciune, o anumită condiție financiară, poate este ca să vă iubească, sau o femeie. Ca să nu vă iubească, am zis, un tânăr, sau chiar el, poate să fie împotrivă, că e tânăr, că e mai hoț, că e mai șmecher, că e mai agresiv, că e mai critic,
Da, poate să fie, sau pentru că e o relație prea nouă, că el e prea tânăr, voi sunteți prea matură, poate să fie și o astfel de situație. Stelele nu par favorabile, sau poate vorba este de o relație care s-a rupt, poate să fie vorba, da, poate să fie vorba și de o altă tânără de care s-a despărțit, cu care a avut, da, este împotrivă. Sau nici stele nu vă sunt favorabile, posibil să nu fie vorba de destinul vostru. În viitor aici mi-a apărut cinciul de cupe, totuși aici mi-apare o întâlnire cu sufletul pereche, totuși. Poate stelele acum nu vă sunt favorabile. N-ar fi, nu că n-ar fi poate suflet pereche, pentru că aici mi-apare cartea sufletului pereche, o întâlnire, o consolare. Deci apare șansa unei consolări, șansa întâlnirii sufletului pereche. Cu toate că sunt și multe regrete, multe dezamăgiri, puteți avea, să mai aveți dezamăgiri în viitor, dar apare și șansa să vă revedeți. Cu toate că veți avea regrete. Deci, această relație nu știu dacă va duce undeva, pentru că mi-apare cartea regretelor. Nu, duce la despărțire. Deci, veți mai avea niște dezamăgiri. Sau aflați de. Puteți să vă întâlniți sufletul vostru pereche, s-ar putea voi să vă întâlniți sufletul pereche care să nu fie această persoană la care voi vă gândiți. Pentru că mai târziu mi-apare aici această carte a unei călătorii, dar a unei călătorii în singurătate, cu dezamăgiri, cu. Veți avea niște nostalgii, niște regrete, poate veți regreta că ați pierdut timpul, regreta că, nu știu, că vă uitați înainte, voi până la urmă veți pleca pe drumul vostru, poate, da? Și mai departe duce la despărțirea. Deci această relație se rupe definitiv. Deci dacă în acest moment e deja ruptă, tot la rupere va duce. Veți avea multă dezamăgire, regrete, veți găsi și consolare. Cineva vă poate consola. Veți duce de una singură, poate, sau de unul singur veți duce în spatele vostru, sufletul vostru, dorințele voastre. Unul dintre voi poate aveți și copii. E posibil și acest lucru și aveți aceste regrete, aceste întoarceri în urmă este poate și datorită copilului, această legătură cu copilul. Dar stelele nu vă sunt parcă favorabile. Deci, mai departe, mai devreme sau mai târziu, despărțirea e inevitabilă între voi. Chiar dacă e dureroasă, ea tot la despărțire duce. Deci, nu-mi pare că vă iubește, îmi pare ruperea sentimentelor, ruperea relațiilor. Da, deci mai există acum niște nostalgii, poate aduce la minte, pentru unii am zis și din virtutea, poate că aveți un copil împreună, sau sunteți voi copilăroși, naivi, gândiți prea naivi, da, vă simțiți singuri, voi abandona și rămâneți agățați de ceea ce ați avut împreună sau ce ați simțit pentru acea persoană, dar nu. Va duce tot dezamăgire. Și hai să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra roz, dacă vă iubește persoana iubită. Să vedem ce simte pentru voi. Aici sunt niște. Se poate ajunge la un echilibru dacă e mai multă voință și ambiție. Se caută un echilibru. Se cam jonglează cu niște situații, să zic așa, da? Caută consolare sau căutați consolare, nu știu cum să vedem ce mai zic cărțile. În orice caz se caută un echilibru. Trebuie să se ajungă la un echilibru, la o înțelegere. În prezent, aici apare că favorabilă pentru această relație este o dragoste, o înțelegere, o împăcare, o căsătorie, poate este pentru ca să vă cu să fiți împreună. Sunt niște sentimente. Împotriva aici sunt totuși niște vești. Nu sunt niște vești, lipsesc niște vești, lipsește o comunicare, parcă pare împotrivă, să zic așa. Există o anumită veste, un nou început, șansa unui nou început, poate pentru unii. Acum depinde și în ce situație vă aflați voi, că poate să existe și situația în care să aveți cealaltă, să mai existe cineva, poate și acest lucru. Fie pentru voi, fie pentru cealaltă persoană. Deci aici veștile acestea sunt împotrivă. Vești de un nou început, de un nou serviciu, de o nouă afacere, de un copil. Aici pare împotrivă ca să vă iubească această veste care o are. Această nouă cunoștință, această nouă relație, această nouă șansă. Există ceva, da, o veste, o noutate. În prezent aici îmi pare că există acest rege de cupe, că e un bărbat generos aici, dacă este vorba de un bărbat.
E cineva care este foarte generos, în centrul atenției, îi place să iubească și să fie iubit. Este o persoană curtenitoare, gentilă, așa, drăguță, cu toată lumea. Nu e că are neapărat ceva cu toată lumea, dar este e de firea sa să fie mai curtenitoare. Și atunci poate crea și confuzie, crea și... În viitorul apropiat, așteptați-vă totuși la... O stare în care va trebui poate să vă apărați un punct de vedere, poate vorba de veștile acestea de care spuneam, trebuie să, orică poate că noutatea e pentru voi, aveți voi o nouă șansă, o nouă șansă de a face o dragoste, de a face o relație, de a face un serviciu, o școală, ceva și poate că voi va trebui să vă apărați aici un punct de vedere sau să vă protejați relația, pentru că posibil să apară ispita, pentru că am zis că cealaltă persoană pare o persoană foarte drăguță, foarte gentilă sau chiar vouă vi va apare o nouă șansă, vă apare cineva care mi se pare și mai frumos și mai deștept și mai, nu știu cum, cine știe, să vedem. Aici mi-apare că există o stare de apărare, de protecție, de prudență, da? Există totuși un pericol în viitor apropiat. Și mai târziu, răspunsul este aici această comunicare, vezi, niște decizii care trebuie luate foarte rapid, niște drumuri care se vor face foarte rapid, vești care vor circula din toate părțile foarte rapid. Și să vedem unde duce relația voastră, duce aici la Regina de Spade. Aici poate să fie vorba și la o altă femeie sau că voi. Voi veți fi o femeie poate mai echilibrată, mai rece, care știți ce vreți. Poate veți fi și mai critică și mai... Sau ajunge la această femeie. Mai există o altă femeie. Poate și acest lucru. De aceea trebuie să vă apărați relația că există șansa unui nou început. Poate voi știți, poate voi nu știți. Da? Poate și acest lucru. Depinde în ce situație vă aflați. Deci această femeie aici, la aceasta duce relația aceasta voastră, dragostea asta la care voi vă gândiți, răspunsul veți primi vești foarte curând. Deci veți afla. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra verde, să vedem la voi dacă persoana iubită vă iubește. Aici se grăbește un nouă de spade, o suferință, o trădare, o înșelătorie, o durere, dezamăgire, ruperea relației, un faliment în dragoste, să zic așa. Așa îi se caută echilibru. Aici poate va fi vorba și de o sărbătoare, o petrecere, joacă un rol important, o stare de sărbătoare în sufletul vostru sau în realitate. Să vedem despre ce e vorba. Dacă vă iubește sau nu cealaltă persoană, să vedem ce simte ea. În prezent, aici îmi pare că mi-a apărut regele de spade, deci ca să vă iubească pe voi, ar fi putea să zic așa că ar fi faptul că e o persoană poate critică, o persoană care judecă la rece, e o persoană dreaptă, cinstită, corectă, care vrea să vă facă dreptate, care vrea să se lupte pentru voi, care vrea să fie cavalerul vostru care vă face dreptate, care vă apără, sau sunteți chiar voi această persoană. Și aceasta e pentru voi, pentru că sunteți o persoană dreaptă, cinstită, corectă, o persoană ambițioasă, dar poate și cam rece și distantă oarecum. Împotriva, aici sunt niște câștiguri, poate munca, serviciu, niște interese materiale. În prezent, aici, situația este aici, mi-a apărut regina de bâte. Poate puteți să fiți voi această femeie, sau este o femeie în prezent. Ori e cealaltă persoană femeie, ori sunteți voi această femeie, ori mai există o femeie în prezent aici, care contează pentru această relație, mi apare o femeie de bâtă, deși cineva niciun semn de foc. O femeie înțeleaptă, o femeie deșteaptă, frumoasă, cu multe calități. În viitor apropiat aici mi-a apărut justiția. Deci am zis, poate că e vorba de justiție, se face dreptate într-o situație sau să vă găsiți pacea și echilibru sau pentru unii poate să vă despărțiți într-un mod foarte elegant, frumos, prietenește, rămâneți amici. Da? Rămâneți prieteni, dar pentru alții poate să fie vorba de o relație mai armonioasă, mai multă pasiune în relația voastră. Deci în viitor apropiat, dacă nu sunteți în divorț, în despărțire, atunci nu sunteți despărțiți, nu sunteți certați, atunci această relație a voastră duce către mai multă armonie, mai multă pace, mai multă pasiune, pentru că și răspunsul final este acest tânăr de cupe, o persoană care își dorește să învețe, să simtă, să cunoască dragostea, să învețe din dragoste, să experimenteze. Posibil să nu fie o persoană tocmai serioasă, în sensul că
Ea e generoasă, sinceră în sentimentele sale, dar poate nu e foarte constantă. Să vedem unde duce relația. S-ar putea să ducă chiar la căsătorie, să știți. Posibil să fie un suflet pereche, o persoană cu care v-ați cunoscut în trecut sau să se reîntoarcă la voi. Deci, posibil pentru unii să existe șansa împăcării. Da? Deci, dacă chiar acum, în acest moment, sunteți despărțiți, pentru voi e posibil ca în viitor această relație să ducă din nou la împăcare. Puteți ajunge chiar și prin divorț, dar până la urmă un copil joacă și un rol important. Poate să fie vorba și de un copil aici la voi, la mijloc, care mai învață, mai studiază, e o persoană generoasă, o persoană iubitoare și acest lucru îmblânzește lucrurile și poate să ducă la împăcare, la refacerea relației sau dacă sunteți voi acum la început de relație, în orice caz această relație poate duce la căsătorie. Deci îmi apare cartea succesului, a reușitei, e ziua judecății, culegeți roadele acțiunilor și gândurilor și eforturilor voastre, ca să zic așa, comune și unul și altul. Fiecare primește propria răsplată care o merită. Văd aici la voi multe semne de apă, de aer, dar și de pământ și de foc. Cam asta e ce văd și la a treia variantă. Așadar, deci da, răspunsul la voi este foarte posibil ca cealaltă persoană să vă iubească și această relație voastră chiar să ducă la căsătorie, chiar să ajungeți această femeie, acest bărbat trege, da? Chiar să faceți și copii împreună. E justiția de partea voastră, să zic așa, instituțiile statului, nu știu, autoritățile statului, dreptatea, cinstea, corectitudinea, faptul că sunteți persoane echilibrate, care știți ce vreți, înțelepte, da? Aveți poate și pasiuni comune, da? Sentimente comune, sunteți, vă găsiți echilibru unul cu altul, pace, armonie. E o relație care poate duce la multă armonie. Și chiar puteți face lucruri multe, poate pentru nu numai pentru voi, dar ci și pentru societate. Că aici mi apare această carte a justiției, aici mi apare împărăteasa, mi apare regele, judecata, deci voi puteți face poate și niște lucruri la nivel de societate împreună. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că veți avea parte de dragostea pe care voi vă doriți. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!